Doamna Cristescu, cum comentați situația din curtea liceului, pe care practic îl conduceți de câteva zile? De astăzi. Exact. Practic sunt colegi de-ai dumneavoastră care vă contestă poziția în funcție. Numirea, probabil, Exact, numirea, da. da. Sunt acuzații directe, practic. Mesajele de pe pancarte indică o numire politică a dumneavoastră făcută din pix și nu în funcție de competențe. Cum comentați acest lucru? Păi, întâi ați spus despre numirea politică. Eu am fost director adjunct începând cu 2 iulie 2019 până în data de 31 august 2020. Ce partid era la putere în 2 iulie 2019? Acum, în urma acestei proceduri demarate de inspectorat, sunt director. Dacă acum s-a terminat mandatul colegului director Simona Lupu, ce să facem? Să schimbăm partea politică? Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, chiar vreau să mă îmbogățesc. Cine spune că am culoare politică sau că numirea mea este politică? Spuneți-mi că zău dacă nu mă duc direct unde trebuie ca să mă îmbogățesc. În legătură cu numirea din pix, asta este cea mai tare expresie a momentului, numirile din pix. Haideți să vă spun un exemplu concret. Când n-am mai vrut să fiu director adjunct, adică în august 2020, țin să vă spun că eu am fost al treilea director adjunct al mandatului Lupu. Domnișoara Moise, care tocmai a fost înlocuită de colega mea, a fost al patrulea. Deci nu vreau să spun mai mult, dar se înțeleg niște lucruri. Colega dinainte a plecat la Urlați, s-a transferat. Prima și-a dat demisia după 2 luni. Nu știu ce să zic. Dar așa, atunci când n-am mai vrut să fiu director în luna august, eu am fost deschisă și am spus colegilor din liceu că nu mai sunt director adjunct. Doi colegi, foarte bine pregătiți, unul este doctor în economie și colega este expert al ministerului în evaluare, este expert de foarte mult timp, are gradul 1, deci amândoi sunt beton profesional. Și au depus unul pe 17 august cerere și CV la inspectorat, celălalt pe 20 august. Cine a ieșit din pix la 1 septembrie? Colega mea, pe care eu o iubesc, pe Alina Moise, care are gradul 2, are vechime, cred că vreo 10 anișori, nu știu. Și a devenit expert de-abia în anul 2020, nici nu s-a uscat cerneala. Acum, ce să zic, lucrurile vorbesc. Un mesaj pentru colegii dumneavoastră de afară care, nu știu, oarecum vă contestă autoritatea. Cum aveți de gând să vă împăcați cu ei în viitor? Eu le-am trimis și un mail. Astăzi mi-a intrat în vigoare mandatul. Am venit și am depus la școală decizia vineri, în jurul orei 4 fără un sfert. Am anunțat directorul căruia i s-a terminat mandatul tot vineri, am anunțat că de luni voi fi directorul liceului. Sinceră să fiu, știm că doamna director, știm și dumneai că îi se încheie mandatul, mă așteptam să-și rezolve problema de normă, să-și rezolve problemele. Acum ce să vă spun, procedura a fost avizată și deci numirea mea a fost avizată pe data de 20 decembrie, 22 decembrie. Au trecut 3 săptămâni. Dumnezeu spune că n-a știut nimic. Păi știa tot județul și n-a știut dumnezeu. Nu știu ce să zic. Mesajul pe care l-am trimis și astăzi, când am intrat în funcție, este că le doresc să aibă foarte, că aș vrea să aibă multă dorință de muncă, de învățământ alături de elevi, mai ales că astăzi e prima zi de școală și trebuie să fim în altă parte. Acum Mulțumesc. mai departe depinde de fiecare și de dorința lui de a fi aproape de elevii noștri.